În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, într-o această duminică, Evanghelia ne pune înainte întâlnirea între Domnul Hristos și Fiul cel mort al unei femei văduve din Nain. Întâlnire care știm că a vădit o minune cea a învierii acestui tânăr mort. Nu este prima oară când auzim această Evanghelie. În biserică aici, aproape an de an, o citim și ne aplecăm asupra ei. Și căutăm să înțelegem mai adânc de fiecare dată cuvântul Evangheliei care rămâne viu și lucrător în inimile noastre. Mântuitorul Nain așadar se întâlnește cu un cortegiu funerar. O femeie văduvă având singurul ei fiu, însoțită de mulțime mare din cetate. În această însoțire înțelegem nu doar mila firească a omului din cetate, pentru că, desigur, văduvă fiind, a trăit în singurătate atâta timp crescându-și cu durere și cu osteneală fiul, singura ei dragoste, singura ei mângâiere, iată, ajunsă în târg, în târgul vieții, avea să-i rupă inima iarăși și îl ducea la groapă. Desigur că era o durere pe care o împărtășeau cei din cetate, dar era și ceva mai mult. Dacă acea femeie a fost o femeie necinstită, o femeie rea, o femeie necinstitoare de Dumnezeu și de om, e posibil că în ciuda acestei dureri nu vor fi însoțiți mulți în durerea ei. Faptul că o însoțeau arăta că avea o inimă bună. Mântuitorul se apropie de acest cortegiu funerar și spune evanghelistul că i s-a făcut milă de femeia văduvă și a spus, nu plânge. I s-a făcut milă de durerea ei și s-a atins de cel mort. În vechiul legământ, cu strictețe era ținut acest lucru, să nu te apropii de cel mort. Repet ceea ce știți, era și este foarte cald în acele locuri, mortul intră repede în stricăciune, în vremea aceea nu erau antibiotice, orice infecție de mult era ucigătoare, erau prescripții ale legii stricte cum să se păzească omul de orice necurăție. Chiar și atunci când pe câmp avea nevoie urgente, cum trebuia să acopere, cum erau izolați cei leproși, cei cu aceste boli contagioase, pentru a păzi viața aceasta sufletească. Să nu pui mâna pe aia, pe aia, să te cureți imediat. Era o adevărată profilaxie pentru conservarea vieții trupești, dar și pentru a înțelege că așa cum îți păzești viața aceasta trupească, trebuie să îți păzești lumina sufletului, să rămână în cinstitor de Dumnezeu și de oameni, să rămână în adevăr și să rămână în dragoste, să te ferești de tot ceea ce este nedrept și bajocoritor în această lume. Și deși iudeii știau că n-aveau voie să atingă de mort, Mântuitorul se atinge de mort, nu ca să sfideze legea, ci văzând o minune tinere, fie spun scoală. Și s-a ridicat copilul și a început să vorbească. Aceasta este minunea pe care ne-o pune înainte Evanghelia în fiecare an. De la Adam încoace, iubiți credincioși, ne nașem și murim, oamenii se nasc și mor. Aceasta este legea. Și acesta este intervalul în care ne bucurăm, ne minunăm, dăm slavă lui Dumnezeu. Avem întâlniri cu totul și cu totul minunate în viața noastră, dar și dezamăgiri și trădări mari, și dureri mari. Și ne batem să trăim mai cu înțelegere. Uneori ne batem bine, alteori becăim. Dar legea aceasta este. Ne naștem fără să fim întrebați și viața este un dar al lui Dumnezeu. A pus Dumnezeu în noi puteri și lucruri mari. Dar precum spune, fără de mine nu puteți face nimic. Și într-adevăr, fără Dumnezeu, cu toate darurile puse în noi, viața noastră ar trece prin multe și prin multe poticnii. Dar iată, Dumnezeu face ca atunci când ne încredem în El și lucrăm împreună cu El,
toate aceste puteri să strălucească precum strălucește crinul înflorit pe care Dumnezeu însuși l-a dat spre pildă de lucrare minunată a Creatorului în această lume. Face Dumnezeu să strălucească aceste daruri în inima noastră, să ne bucurăm noi în primul rând de ele și tot ceilalți din jurul nostru. Dar pentru aceasta n-am făcut nimic. Și iată, nu știm când, dar știm sigur că vom muri. Știm sigur că nu pentru această viață am fost chemat aici, nu pentru acest amestec de bine și de rău, de adevăr și minciună, de lege și de fără de lege, de iubire și de ură, de minciună și de adevăr, poate am mai spus, ci am fost chemat la viața cea nestricăcioasă, unde nu ne vom răni unii pe alții, vom fi transparenți unii altora și noi înșine nu vom răni pe ceilalți. La aceasta suntem chemați. Realitatea este una, cea viața veșnică, și pentru aceasta suntem pregătiți. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu toți vom muri, dar toți vom învia, dintr-o dată, într-o clipeală de ochi. Nu toți vom muri, pentru că la sfârșitul lumii, când se va încheia de plin această fază a timpului și a ciclicității trupești pe care o purtăm, în acel moment vor fi și oameni care nu vor mai trece prin oameni, prin moarte, precum toți ceilalți. Și dintr-o dată se va face această schimbare de la starea de acum la cea la care suntem chemați. Părinți, bunici și moși și toți ceilalți noștri au trecut prin moarte. Și dincolo de moarte, știm că este întâlnirea cu Dumnezeu și altă viață. Așadar, naștere și moarte. Aceasta este legea căreia nu ne putem sustrage. Și totuși, Dumnezeu și în această lege a făcut excepție și a arătat puterea sa, nu capricios, ci pentru că este mai presus de orice lege și pentru că și excepția de la lege își are rostul ei. Știm din vechiul legământ că Elisei, Enoch și Ilie nu au murit. Prorocul Ilie a fost înălțat în car de foc. Au fost înălțați la cer fără să fi murit, fără să fi trecut prin moarte. Maica Domnului a trecut prin moarte. Sfântul Ioan Botezătorul a trecut prin moarte neverosimil pentru noi, de neînchipuit. Cum cel pe care Hristos îl mărturisește, cel mai mare bărbat născut din femeie, trece printr-o moarte la capricile unui tiran. Prorocul din vechiul legământ avea să fie tăiat cu fierăstrăul la capricile unui tiran, unui om fără de lege. Dar iată, Ilie, el însuși, mare proroc și Enoch, nu gustă moartea. Sunt înălțați la ceruri. Și știm că Ilie s-a arătat Domnului pe muntele Tabor și vorbea Mântuitorul Hristos. Știm iarăși că și Ilie și Enoch vor trece prin moarte, vor reveni pe pământ în trup și vor vesti fără de legea Antichristului, care încă nu s-a arătat de plin pe pământ, dar se va arăta. Și acești doi măslini, cum îi numește Scriptura, vor mărturisi în văzul lumii întregi și spune descoperirea că lumea întreagă îi va vedea. Cum îi va vedea toți oamenii odată? Probabil prin televizor. Probabil că va fi într-adevăr un eveniment uluitor care va fi mult mediatizat. Dar iată că deocamdată ceea ce știm este că Dumnezeu a făcut această minune încă din vechiul legământ, când cei doi nu gustă moartea și sunt înălțați la cer, într-un chip firesc, nu vine vreo mașină zburătoară cu extraterestri, arzând totul împrejur, sperind lumea ca să rătească pe cineva fără voia lui. Și Dumnezeu, dinainte vestind pe Ilie și pregătindu-l pentru ce ceva să fie, într-o anume măsură prin aceasta,
primind voia Lui și acceptul Lui, îl înalță la cer. Și iată, în Vechiul Legământ vedem și alte excepții. Cuvântul îl simt sărat, alt cuvânt ar trebui, dar nu-mi vine acum. Când Mântuitorul învie pe cei morți, precum astăzi Fiul Văduvei din Nain, precum Lazar, cel înviat a patra zi din morți, precum fiica lui Iair, iată că în aceste învieri, Dumnezeu iarăși nu eludează legea. În timpul propovăduirii Mântuitorului au fost mulți morți. Dumnezeu nu și-a propus să învieze toți morți. Nici nu ne-a făgăduit nouă că nu vom mai muri cei ce vom crede în El, precum n-a mai murit Fiul Văduvei dinainte. Și aceste excepții, aceste cazuri cu totul și cu totul izolate, arată că într-adevăr noi vom învia și că nu viem prin puterea noastră. Nu alegem noi să murim și nici de cum nu vom avea putere să înviem. Iată că existența de dincolo știm că va fi urmată de judecată, judecată în care ne vom vedea așa cum suntem, cu adevărul pe care l-am purtat sau cu minciuna de care ne este rușine și căutăm să ne ascundem ca cu niște zdrențe și nu vom putea. Și va fi într-adevăr împărțit răul cu răul, bine cu bine. Sfântul Cuviosul Damaschin se întreba la un moment dat, cum de îngăduie Dumnezeu în urma judecății, fie oameni, fie dragi, să se chinuiască veșnic? Cum de îngăduie Dumnezeu aceasta? Este într-adevăr aceasta o faptă a milostivirii lui Dumnezeu și tot El rugându-se pentru aceasta, descoperă, da, chiar și existența în chinul iadului, pentru om sau pentru drag, este de preferat neexistență. Însuși prin faptul că există, el are participare la ființa lui Dumnezeu, la a fi a lui Dumnezeu, la existența lui Dumnezeu. Și acolo este o fericire, chiar în faptul că există în acel chin. Dumnezeu până la sfârșit nu și-a înapoi nici darul, nici chemare. Chiar această existență chinuită a omului care respinge pe Dumnezeu, a diavolului care s-a împotrivit cu îndârjire până la sfârșit binelui și adevărului, chiar această existență chinuită este de preferat neexistent. Și același Damaschin, în urma rugăciunii, dă nașterea acestui tropar pe care îl spunem la slujba celor adormiți. Chipul slavei tale cele negrite sunt deși portrănile păcatelor. Curățește zidirea ta, Stăpâne, și o miluiește cu îndurarea ta. Și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă iarăși cetățean raiului. Iată, în fața noastră stă învierea și vom învia, iubiți credincioși, cu puterea lui Hristos. Nu toți vom muri, dar toți vom învia, deodată într-o clipeală de ori. Să ne rugăm, într-adevăr, ca moștenirea cea dorită să fie a raiului, a adevărului, a dreptății și a dragostei. Și să lucreze Dumnezeu asta împreună cu noi, pentru că neputincioși suntem. Fără El, cu adevărat, nimic nu putem face. Iată, Dumnezeu lucrează în mod excepțional. În felul acesta, ca să ne încredințeze că există viață, că există viață după moarte, există înviere și că are puterea să învieze spre tot și să ne aducă acolo unde suntem chemați. Dar mai este și altceva, lucru pe care atât de greu îl înțelegem. Cât de atent este Dumnezeu la toată făptura. Te uimești când spune, toți perii capului vostru, toți sunt numărați. Te-ai pieptănat și ți-a căzut o grămadă de păr. Dacă ești bărbat, îți sperii că vei avea chelie. Perii tăi sunt numărați. Prin chelia aceea, probabil, te vei smeri. Și îți va da Dumnezeu să-ți porți asta. Dacă e fată, e și mai rău, da?
Au vrut să-i vândă o vrăbii pe un ban. Și niciuna din ele nu cade pe pământ fără știrea tatălui meu. Văduva din Sarepta Sidonului, la ea, o păgână, la ea trimite Hristos pe Ilie. Pentru durerea ei că și ea avea un copil care trăgea să moară de sărăcie și de foame. Iată că Hristos este atât de aproape de noi, atât de aproape în durerea noastră, cu cât mai mult aproape de ceea ce credem în El, de ceea ce suntem astăzi în biserica ei, iubiți credincioși. Să-i cerem mai mult și mai, cu mai multe credință cele ce ne sunt de trebuință, chiar și cele de pus pe masă. Dacă are puterea să învăduve, să învie pe fiul văduvei din Nain, are putere să ne scoată din toate încurcăturile noastre, să-i o cerem, să-i o cerem cu credință. Unele ni le încurcăm noi înșine, pe altele mai încurcă vrăjmașul omului, dar puternic este Dumnezeu să întoarcă toate ale noastre în bucurie și în adevăr. Spunea cineva, era un cuvânt, că acolo unde ară diavolul, acolo seamănă Dumnezeu. Ară ca să strice diavolul, acolo seamănă Dumnezeu. Ca să iasă roada binelui. Să ne rugăm pentru aceasta, ca să ne scoată Dumnezeu din toate încurcăturile noastre. Iată, astăzi se întâlnește Hristos cu fiul văduvei din Nain. Sigur că împărtășește toată mila și durerea și are loc minunea. Dar Dumnezeu putea să o vin, să o mânghe pe văduva din Nain și dacă ar fi rămas în continuare văduva, putea să o mânghie altă. Și pe noi ne poate mângâia în necazul nostru așa cum credem noi sau așa cum știe Dumnezeu că ne este de folos. Să îndrăjim, să cerem și să înțelegem că este atât de aproape de nevoile noastre. Dar esențial, din cuvântul Evangheliei de astăzi, să ne reîntărim în înțelegerea că viața ce ne este pusă înainte este mult mai mult decât ce trăim aici. Și că tot ceea ce trăim aici este o pedagogie pentru a învăța să iubim, să distingem între adevăr și minciună, să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să o facem și să-L mărturisim pe El. Să credem în puterea Lui și să ne pregătim pentru înviere. Pentru că moartea nu ne este la îndemână. Tineri sau bătrân și la 80 de ani, omul nu simte că va muri. Nu-i pregătit ca să moară și la 90 de ani. Își duce greu neputință. Aproape că își dorește moartea. Dar moartea nu-i ceva firesc. Al omului este firească viața și pentru această viață ne pregătim. Ne ajute Dumnezeu, iubiți credincioși, ca viața și învierea, nădejdea sufletelor noastre să fie pentru noi întâlnirea cu Hristos în moștenirea cea dorită a Raiului, a Raiului care înseamnă împărăția adevărului, a dragostei și a dreptății. Și în această împărăție să ne dea Dumnezeu, să ne întâlnim cei ce astăzi suntem aici, cei dragi sufletelor noastre, dar pentru aceasta să nu uităm că trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutorul nostru, dar să și lucrăm împreună cu El. Dumnezeu ne pune cele de trebuință în viață, dar și noi trebuie să ostenim și să trudim. Să ne ajute Dumnezeu să trudim cu folos, să înțelegem voia Lui și să o împlinim cu bucurie. În încheiere vă fac un anunț. În anul 2011, acum 4 ani, am avut ca oaspete în Iași pe Părintele Zaharia Zaharu, Părintele Arhimandrit la Mănăstirea Efex, care a ținut un cuvânt la Providența. A fost atunci o sală de sute de oameni plină, nu mai știu câte sute, dar foarte mare sală. Săptămâna care vine, îl vom avea din nou oaspete în Iași. Miercuri la ora 18, la sala Providența, va fi o întâlnire cu monah, la care sunt chemați, în primul rând, monah, Părintele Zaharia, caută să le răspundă la întrebări, să le împărtășească cuvânt. Dar și dintre dumneavoastră, care veți dori
să aflați mai multe în acest sens și dumneavoastră vă este permisă venirea și binecuvântată venirea. Așadar, cei care veți putea și veți dori, veți putea veni. Chiar dacă această întâlnire, repet, este una specială pentru monahi. Joi, tot la ora 18, la aula Mihai Eminescu a Universității, va fi o întâlnire pentru tineri de toate vârstele. Așadar, acolo, fiecare dintre dumneavoastră care veți dori, cu întrebări sau pur și simplu ca să-l vedeți și să vă întâlniți cu părintele, este iarăși un prilej binecuvântat pe care Dumnezeu ne-l pune înainte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sâmbătă dimineața, părintele va sluji la noi în mănăstire, la mănăstirea Treiera. Anticipez că undeva la 7:30, oferă un sfert, vom începe Sfânta Liturghie, după care îl voi răpi un pic ca să fie doar împreună cu obștea mănăstirii. Duminică dimineața, voi merge împreună cu dânsul la Catedrala Metropolitană și vom sluji acolo, la Catedrala Metropolitană, unde va împărtăși și un cuvânt de folos. Vă îndemn să participați la toate aceste evenimente, să vă bucurați de Părintele Zaharia, ucenic al Părintele Sofronie Zaharov, om minunat, cu care abia aștept să mă întâlnesc din nou cu mult drag și să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest prilej binecuvântat. Dumnezeu să vă ajute!